Până pe la ora 3 jumătate a plouat cu găleata, n-am putut să fac mai nimic pe la fermă, dar nu-i bai. Mi-am găsit altă ocupație. Acum câteva zile am decis să vând Dacia și nu din motive tehnice, nu s-a stricat nimic pe la ea, ba chiar am dat-o într-o stare foarte bună de funcționare, cu 1500 de parai. E posibil să fi luat o lecuță cam puțin pe ea, dar sincer nu mă mai interesează. Aveam nevoie de o mașină mai puternică să facă față treburilor din fermă, ceva 4x4, cu un motor mai mare, mai mulți cai. Așa că am mai pus 1000 de parai din buzunar și am cumpărat această Lada Niva pick-up, cam de aceeași vârstă cu Dacia, mai puternică, bineînțeles, un motor mai mare ce dezvoltă aproape 100 de cai putere. Se află într-o stare destul de ok, mai are puțin tică rugină pe aici pe acolo, dar nici n-am mari așteptări de la ea. Mai mult spațiu de depozitare, Lada asta e un pic mai mare, am un suport și pe plafon. Și acest model are tot două locuri, ceva spațiu de depozitare în spatele scaunelor, gardă la sol mult mai mare, troliu pe față, în caz că rămânem împotmoliți pe undeva. E altceva, nu se compară. Iar cu 1000 de parai am mai cumpărat și această remorcuță, este aproape nou-nouță, ține cam o tonă jumătate, mai mult nici nu o forțez. Vreau să o am cât mai mult timp, că până la alte utilaje mai durează. Nu mai am foarte mulți bani, doar 2635 de parai. Trebuie foarte mulți bani prin fermă. Mai trebuie să cumpăr una alta. Nu-mi bajo de bani. E aproape 5 fără 20 de minute. Ce s-a răzbunat vremea? Ce fain întoarce motorul. Sunetul ăsta e cam de țavă goală, dar sincer nu-mi pasă. Important e să meargă. Interiorul la fel de rudimentar ca la Dacia. Cam toate modelele astea sunt așa. Dar oricum puterea se simte. N-ai treabă. Prinde și viteză, așa că nu va trebui să merg cu 20-30 la oră. Am oprit o lecuță până la ferma de vaci, să văd cam care e treaba pacii. Se pare că iarbă mai au destul de multă, la fel și apă, le-am mulț dis de dimineață, au dat undeva la 40 de litri de lapte, destul de ok. De acum cred că mă duc până la moară să văd câtă făină este măcinată, este gata de vânzare. Omul mi-a zis că face tot posibilul să o termine în 2-3 zile, dar depinde acum. Mai are și el treaba lui. A să vă pun unde era drumul ăla. Altceva. Ce fain merge mașina asta pe off-road. Dacia pe aici toată dârdâia. Și uite că am uitat de proiectoarele astea de pe suport. Sunt de mare ajutor și ele, mai ales pe timp de noapte. Acu. Urcă panta asta sau nu? Voi fi dat banii degeaba pe ea. Când vreodată. Oare pot întoarce aici? Am destul loc. Să nu stric gardul la om. Aceasta este făina, aproape 2 paleți. Am să iau pe aceștia. N-o mai las aici. Mi-a zis că nici nu are unde să o depoziteze. Dacă mai plouă, e problemă. Acum să văd cu el cum o încarc. Că e un pic cam grea. Sacul ăsta are 25 de kilograme, lejer. Cu chiu cu vai, da, împreună cu el am reușit să încarc făina. Ce-i drept, a fost grea. Am aici cam 700 de kilograme. Nu mă așteptam la atât de multă.
A făcut treabă bună omul. Sper să fie și calitativă. Să văd cât primesc pe ea la magazin. Rămâne să-i plătesc când este gata treaba. Mai are undeva la 3 tone de măcinat. Deci va mai dura un pic. Dar nici nu mă grăbesc. Oricum, pe remorca asta nu pot să pun mai mult de 2 paleți. Adică o tonă. Nici nu-mi trebuie mai mult. Încerc să nu trag prea tare de lada asta. Nu că n-ar fi fost forțată până acum. Din câte am înțeles, este un model puțin mai rar. Se găsesc mai puține pick-up-uri. Acum să văd cât o ține. Piesele ar trebui să se potrivească și de pe modelul standard. Nu sunt foarte scumpe din ce am observat, așa că ar trebui să o ducă mult și bine. Chiar dacă mai stă prin garaj, mai pe la service, dar ce să-i faci, n-ai ce face. Vrei ceva mai ca lumea pentru off-road? Vine și asta cu mai multe complicații. Viteză prinde destul de mare, dar nu dau eu acum că stric toată remorca asta prin gropi. S-a mai stricat drumul în ultima vreme, cu ploile astea, numai gropi. Ce bun ar fi un asfalt pe aici. Vai de capul lui drum. Nu știu ce face primarul din zonă. Dar oricum, cred că zona asta e pe ultima liniuță de pe listă. E ultima. Ia că am ajuns la magazin. N-a durat foarte mult. Cred că... Chiar nu mă așteptam să iau 4000 de parai pe 700 de kilograme de făină de grâu. O grămadă de bănet. Asta datorită și omului de la moară. A făcut o făină de înaltă calitate. S-a vândut ca pâinea caldă. Oricum, se pare că este o treabă foarte profitabilă. Data viitoare, când voi merge la moară, am să-i dau și lui 500. Sau să văd cât îmi cere. Îi mai pun un pic peste. Că am de unde, de ce să fiu zgârcit? Dacă omul a făcut o treabă foarte bună. Tocmai ce am ajuns de la oraș, este ora 6 și 2 minute, mai că m-aș apuca de arat terenul agricol. Nu știu sincer dacă mai am destul timp, dar dacă nu termin, am să rezolv mâine dimineață. Trebuie să mă apuc de treabă că trec zilele astea și n-am semănat nimic pe el. Acum cât e clima foarte favorabilă, așa că am să dau o cheie la tractor, a să vedem dacă mai pornește. Merge, mă! Când vreodată. Fără alte intervenții. Ia că aprind și farurile să se vadă ca lumea. Hai că nu mai știu unde am lăsat cultivatorul. Da, e chiar în garajul ăsta. Am uitat de el. Era pitit după perete. Hai sus cu tine. Bun. Am mare noroc pe terenul acesta. Este chiar lângă casă, așa că pot lucra până târziu. Cred că am făcut o alegere foarte bună, începând din seara asta. Pentru că pământul este umed. Seară foarte bine. Cultivatorul trece ca prin brânză. Aia zic.
Dacă reușesc mâine dimineață să termin, poate mâine seară mă apuc de semănat. Încă nu știu ce. Ținând cont că ultima dată am plantat grâu. Poate merg tot pe grâu sau încerc altceva. Să văd ce mai e în trend. Ceva la fel de profitabil. Am fost foarte mulțumit de cultura de grâu. Plus că am mai făcut și balos de paie, așa că s-a meritat. Uite așa constant cu 15 la oră. Deja am dat de câteva ori, dar mai e. Să ridic cultivatorul că stric pășunea. Nu de alta, poate mai cosesc pe lângă teren. Uite că mi-am adus aminte acum. Cositoarea e rămasă cam de mult pe câmp. Ar cam trebui strânsă, dusă undeva în garaj. În seara asta mai poate sta acolo. N-am ce să-i fac. N-am 10 mâini. Un mic dezavantaj la tractorul ăsta ar fi interiorul, că nu-i iluminat deloc, nici bordurile, nimica. Să văd și o viteza, ceasurile, tot ce trebuie, dar de unde? Pe vremea aia nu cred că era așa ceva. Da, funcționează și fără treaba asta. După ceasul de rotorină, cred că aș mai avea undeva la 10 litri. Maxim 10 litri. Da, cred că ar trebui să-mi ajungă. Consumă, dar totuși nu atât de mult. Și să vezi că după treaba asta trebuie să curăț iarăși utilajele. De data asta vor fi mult mai murdare. Asta e viața la fermă.